Înghețata lui Alfons. Într-o zi călduroasă de vară, Alfons, greierele, i-a invitat la el pe Biluță, Gâza Florilor, Bobiță, Băiețelul Melc și Buburuză, Fetița Mămăruță. Haideți să facem înghețata, a propus el bine dispus. Ce idee bună, dar din ce ingrediente și cum anume? A întrebat Biluță. E foarte simplu, vă arăt eu, a răspuns Alfons. Luăm câteva fructe, de exemplu vișine, pentru început. Le scoatem sâmburile, zdrobim și le punem în pahare de carton. Înfingem în ele câte un bețișor de lemn și îl punem pe post de mânăr. Așezăm paharele în congelator și așteptăm să înghețe compoziția. După aceea le scoatem și înghețata e gata. Asta chiar că e simplu, a încuviințat Buburuză. Hai să facem și înghețată de smeură și de piersici. Și de lămâie. Să facem și limonadă înghețată, a adăugat Bobiță. S-au pus pe treabă, au pregătit piureul de fructe, le-au pus în păhărele de carton și le-au așezat în congelator. Acum nu ne rămâne decât să așteptăm, a spus Alfons mulțumit. Până îngheață fructele, ne-am putea distra cu un joc de memorie. Am adus cu mine cărțile de joc, a spus Biluță, scoțând pachetul de cărți. Pe cărțile rotunde figurau imagini cu diverse fructe. Din fiecare carte existau câte două exemplare identice. Jucătorii trebuie să memoreze locul cărții identice cu cea pe care au ridicat-o. Biluță a așezat cărțile cu fața în jos. Jocul putea începe. Se jucau deja de o vreme când Buburuza a observat că Biluță câștigă de fiecare dată. La un moment dat, ea strigă supărată. Vai, Biluță, tu trișezi! Ai însemnat cărțile! Nu, ba da, uite, cele două puncte albastre pe spatele cărților, spuse Mămăruța, enervată. Bine, recunosc, am însemnat cărțile. Nu-mi place competiția, nu-mi place să pierd, a spus mica Gâza Florilor și a izbucnit în lacrimi. Nici mie nu-mi place să pierd, a adăugat Bobiță cu înțelegere. Alfons și Buburuză s-au uitat unul la celălalt nedumeriți. Nu e frumos să trișezi, Biluță, a început greierele. Dar am o idee, ce-ar fi dacă am inventat un alt joc de societate în care nu am concura unul împotriva celuilalt, ci am jucat împreună, ca o echipă adevărată. De acord, a suspinat Biluța. Și-au tot bătut ei capul o vreme până când lui Bobiță i-a venit o idee. Nu de mult timp ne-am hotărât împreună cu Dima, Baltazar și Egon să-i facem o vizită Miria Podului călătorind cu trenul. Însă, degeaba am alergat cât ne-au ținut picioarele. Egon, din păcate, a rămas în urmă. Iar noi, fără el, nici nu ne-am mai urcat în tren. Dar de ce ne-ai povestit asta, Biluță? Pentru că, din pățania asta, ne putem inspira pentru un joc de societate. A explicat Bobiță. Important e că toți cei patru jucători să ajungă la tren înaintea conducătorului. Dacă acesta din urmă va ajunge mai repede, atunci noi toți am pierdut jocul, pentru că trenul va pleca fără noi. Ce idee bună! Hai să confecționăm zaruri, a spus Bubur. Și au început să deseneze buline colorate pe un cup de lemn. Alfons a scos 5 pietricele colorate din colecția lui. Aceștia vor fi pionii, a zis el cu mândrie. Haideți să desenăm și tabla de joc, a propus Alfons. A adus o coală mare de hârtie pe care au desenat 5 alei, trenul cu vagoane și căsuțele jucătorilor. Alfons va porni de pe pulina portocalie, Buburuză de pe pulina cea roșie, eu de pe cea albastră, iar Biluță de pe pulina galbenă, le-a explicat Bobiță. Iar conducătorul va porni de aici, de pe pulina verde, a declarat Biluță. Alfons așează pionii pe start, a dispus Bobiță. Să începem jocul, a spus Biluță plin de emoție. El a fost primul care a dat cu zarul. Acesta s-a oprit la bulina roșie, astfel că pionul roșu a făcut un pas înainte. Apoi a dat Bobiță cu zarul. De data aceasta zarul arăta verde. Astfel băiețelul Melc a făcut un pas înainte cu pietricica verde. A urmat Buburuză. Ei a ieșit culoarea portocalie, așa că a înaintat cu pionul portocaliu și tot așa. Conductorul era cât pe ce să ajungă la locomotivă, dar din fericire toți cei patru jucători au ajuns mai repede în vagoane.
Asta e, am câștigat, am reușit să urcăm în tren, a strigat Biluță bucuros. Acesta e un joc tare frumos, haideți să mai jucăm o tură, a continuat el. E timpul să ne uităm la înghețată, hai să scoatem paharele din congelator, l-a întrerupt greierașul. Alfons a avut dreptate, piureul de fructe înghețase deja, iar gâzele au reușit să scoată ușor înghețata din pahare. Fiecare și-a ales câte o aromă și au gustat mulțumiți din bunătățile reci. Ce delicioase sunt, a constatat Buburuză, iar toți ceilalți au fost de acord, aprobând din cap. Hai să facem o baie, a propus Alfons când au terminat de mâncat înghețata. În căldura toridă de vara, apa rece a pârâului le-a picat foarte bine. Nu peste mult timp a primit și o vizită. Peștele Curcubeu a trecut în not pe lângă ei. Bobiță și Buburuză au convins peștele să îi lase să sară de pe spinarea lui în apă. Acesta a fost de acord. După masă, de vară a trecut într-o atmosferă veselă, cu pălăceală și strop de apă, până ce au obosit cu toții. Și nu uitați, dacă vă plac lecturile alături de noi, dați abonare pentru a ne urmări în continuare. Luna pe post de balansoar. Într-o după-amiază de august, micii locuitori ai pădurii au hotărât ca în acea seară să urmărească împreună stelele căzătoare. Să ne urcăm pe deal, de acolo sigur le vom vedea foarte bine, a spus Buburuză. I-am putea face o vizită și gâzei lumii. Nu a mai trecut de mult pe la ea, a propus Fulgușor. Ce idee bună! Sigur se va bucura să ne vadă. Să luăm și de alegurii cu noi o pătură și să ne așezăm în fața casei, să privim la cer, a plănuit Baltazar. Așa au și făcut. După masă, micii prieteni s-au întâlnit lângă stejarul mare și au urcat împreună pe coama dealului. Gâza lunii stătea în fața casei, într-un fotoliu în formă de lună și se bucura de razele soarelui și de aroma zorelelor. Ce mare i-a fost surpriza când și-a văzut prietenii dragi. I-a și poftit în casă. Ce mă bucur să vă văd! Cu ce ocazie ați trecut pe la mine? A întrebat el. Ne-am gândit să privim împreună ploaia de meteoriți. De aici, de pe coama dealului, se văd mult mai bine, a explicat Bobiță. Minunat! Voi face un sirop. Limonadă am deja pregătită, a spus gâza lunii plină de entuziasm. Cu ajutorul micuțului Păianjen, printr-o mișcare sprintenă s-a așezat în scaunul cu rotile pe care i l-a confecționat Dima. Gâza lunii avea picioarele slabe și nu putea să umble, așa că se deplasa peste tot într-un scaun cu rotile. Fulgușor, Baltazar și Buburuză au scos o măsuță în grădină și au umplut-o cu bunătăți, pe care le-au adus cu ei. Nu avem altceva de făcut decât să stăm și să așteptăm, a spus Biluță. Și au tot așteptat ei așa până s-au plictisit. Hai să construim un balansoar, dacă tot trebuie să așteptăm, a spus Bendel. Avem tot ce ne trebuie. De acord, a încuvințat Baltazar. S-au apucat de treabă. În spatele grădinii au găsit niște scânduri și au cerut împrumut gâzei lumii cutia cu unelte. S-au pus pe găurit și cioplit și până ai zice pește, balansoarul a și fost gata. Dar când Vendel s-a așezat pe el, scândura a scos un pârâit lung și s-a rupt în două. A fost mult prea slabă, trebuie să o întărim, a mormăit supărat băiețelul Albina. Prin urmare, trebuie să prindem două scânduri una de alta. Așa va fi în regulă. S-au apucat din nou de lucru, au tot meșterit, ciocănit, înșurubat, apoi au anunțat cu bucurie că balansoarul era din nou gata. Dar când Fulgușor și Buburuză s-au urcat pe el, acesta nici măcar nu s-a clintit, nici în sus, nici în jos. Of, am strâns mult prea tare șuruburile, poate totuși ar trebui să ungem osia cu ulei, spune băiețelul rădașcă bosunflat. S-au apucat iar de lucru, dar când au terminat, suportul pe care stătea osia a scos un sunet ciudat și a crăpat în două. Of, nu vrea să iasă, a spus Baltazar supărat. Nu vom avea azi niciun balansoar. Ba mai mult, e deja târziu pentru meșterit. Nu face nimic, vom reuși altă dată. A încercat Fulgușor să-i consoleze. Am o idee salvatoare, spune gâza lunii misterios. Și-a aprins lanterna în formă de lună și a strigat către cer. Dragă lună, te rog, hai jos la noi, a spus el în timp ce toți ceilalți așteptau încordați să vadă ce se va întâmpla. În clipa următoare, luna a început să coboare și a aterizat pe coama dealului. Micii prieteni priveau cu gurile căscate. Atunci gâza lunii s-a apropiat de lună și i-a șoptit ceva la ureche. Luna a zâmbit și i-a spus doar atât. E în regulă.
După care și-a dat jos căciula, s-a întins pe iarbă, pe post de balansoar. Haideți, poftiți! Balansoarul vostru vă așteaptă, a spus râzând gâza lunii. Micii prieteni priveau nedumeriți. Chiar ne putem urca acolo? A întrebat Bobiță. Desigur, dar grăbiți-vă, luna nu va sta mult la noi. I-a încurajat gâza lunii. Nu te lăsăm nici pe tine pe din afară, a spus Fulgușor și împreună cu Baltazar l-au ridicat pe băiețel și l-au așezat pe balansoar. În partea dreaptă stătea Bobiță cu Buruză și Vendel, iar pe stânga Fulgușor, Baltazar, gâza lunii și Biluță. S-au legănat ei plini de veselie până când la un moment dat a coborât din cer o căsuță în formă de stea, răspândind o lumină puternică. Din ea a ieșit speriată cunoștința lor veche, fetița stea, care nu putea vorbi fiind mută. Cum a văzut luna, s-a liniștit. O, fetiță stea, a spus astru, cu siguranță te-ai speriat când am dispărut brusc de pe cer. N-ai de ce să-ți faci griji, doar le legă-n puțin tel pe aceste gâze simpatice ale pădurii. Fetiță stea, ce bine că ai venit, rămâi la noi, hai să privim împreună ploaia de meteoriți, a spus fetița fluturașă, alergând spre prietena ei dragă, pe care a și îmbrățișat-o strâns. Aceasta a dat din cap aprobator. Însă eu îmi voi lua rămas bun, e timpul să mă reîntorc pe cer, le-a spus luna. Și-a pus căciula și s-a înălțat spre bolta cerească. Micii prieteni au făcut un delung cu mâna. După legănatul pe balansoar, cu totul special, găsuțele noastre s-au așezat pe pătură și priveau cu minți spre cer. Nici nu a trebuit să aștepte prea mult, că au și văzut prima stea căzătoare. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar, Vendel, Biluță și Gâza Lunii au strigat împreună în cor: stea căzătoare! Atât de multe stele căzătoare au văzut încât nu au reușit să le numere pe toate. Era deja miezul nopții, când a trecut și ultimul meteorit pe cer. Atunci, fetița stea și-a luat rămas bun și s-a înălțat și ea la cer în căsuța ei în formă de stea. Micuții prieteni au pornit spre casă, iar gâza lunii s-a băgat în pat și a adormit imediat. Micul păianjen i-a acoperit bine, apoi s-a dus și el la culcare. Noaptea era liniștită, auzindu-se doar sunetul suav al campanulelor.